supărată, foarte Roxana. Bine, toată ziua a fost calmă, a fost stăpână pe ea, a controlat fiecare asalt, le-a avut în mână fiecare meci. Această finală cu adversara ei, pe care o cunoștea foarte, foarte bine, pe care a învins-o în urmă cu 4 ani, cu 5 ani la Rio, atunci în finală când a câștigat medalia de aur, o putea face și în seara aceasta. S-a ajuns din păcate la această tușă de aur, la acest minut în care Ana a avut prioritate și în spadă este extrem de mic timpul de lovire. Cred că Ana a lovit, dar chinezoaica a fost un pic mai rapidă decât Ana și din păcate s-a terminat așa. O zi extraordinară, o zi în care Ana a fost incredibilă, a făcut tot ceea ce a putut, a ajuns în finală, a tras extraordinar în finală, din păcate a pierdut la această tușă pe care nici nu știu cum să o numesc. Este o tușă care n-ar trebui să existe, dar așa este regulamentul și e coșmarul scrimei, nu? Așa, e o tușă pe care poți să o dai sau poți să o primești. În seara asta această tușă a fost a chinezoaicei și să ne bucurăm, da, este medalie de argint pentru Ana, pentru România, un concurs extrem de bun. Așa cum am spus, Ana a deschis ușa, a spart gheața și sperăm ca de mâine încolo să vină și alte medalii pentru România. Un parcurs extraordinar, Mihai Covaliu, cu victorii clare, în care distanțarea a fost progresivă și pe care și meciuri pe care le-a controlat copios, am putea să spunem astăzi. Da, fiecare asalt, așa cum am spus, fiecare asalt l-a gestionat foarte bine, l-a controlat, a făcut pașii cu calm, cu hotărâre, a ajuns în finală. Aici nivelul este unul extrem, extrem de ridicat, o cunoștea foarte bine pe chinezoaică, la fel și chinezoaică o știa extrem de bine pe Ana. Două sportive fără secrete, practic, una față de cealaltă. Două sportive extraordinare, foarte tehnice amândouă, experimentate amândouă, foarte bine pregătite amândouă. Diferența s-a făcut exact la o tușă și exact în acest minut de aur. Era supărată, evident, după finală și în declarația pe care a dat-o pentru televiziunea română s-a referit cu năduf la bugetele mici care există în general în sportul românesc. Ce e de făcut ca să menținem măcar ce avem acum? Trebuie să înțelegem foarte clar că nu putem ajunge în asemenea situații și în asemenea momente fără a avea în spatele nostru muncă, dar nu numai muncă. Ana este vârful muntelui, vârful acestui întreg sistem, acestei echipe care se află în spatele ei. Sunt foarte, foarte mulți oameni care o susțin pe Ana. Ana nu putea ajunge aici singură, da? De aceea trebuie să știm că avem nevoie de continuitate, avem nevoie de susținere și avem nevoie de fiecare an, de fiecare lună, de fiecare săptămână și de fiecare zi din viața unui sportiv pentru a ajunge aici. Nu doar acesta este momentul, ci fiecare zi care ne ajută să ajungem aici e importantă și de aceea avem nevoie de susținere din partea tuturor. Campion olimpic Mihai Covaliu ești tu, la simplu campion mondial, de asemenea la simplu la sabie. Câtă râvnă, câtă muncă lasă în urmă un asemenea argint strălucitor ca un aur, pentru că a fost pierdut până la urmă aurul la limită. Ai spus foarte bine, este un argint strălucitor cât un aur, da? Și în spate este foarte multă muncă, foarte multă suferință, foarte multe sacrificii pentru o zi, pentru o tușă, pentru o viață, am putea spune. Și merită la sfârșit, când tragi linie, merită tot acest efort, pentru că este satisfacția și împlinirea muncii tale de o viață, dar nu numai a muncii tale, ci a susținerii tuturor celor care au contribuit, văzuți sau nevăzuți, pentru acest succes. Ana Maria Popescu în trei cuvinte. Extraordinară, fantastică, incredibilă. Mulțumim, Mihai Covaliu.